profeții vechilor preoți unși și regi care se servească în numele Tău, Dumnezeule, și în plinătatea timpului, doar Fiul Tău a fost uns de Sfântul Duh. Urmărim acum ceremonia de pregătire a uleiului sfânt în acest vas de secol 13, dacă nu mă înșel, un vas construit special pentru a ține uleiul, mirul, pentru ungerea regilor. Este un vult care s-a arătat în vis sub forma însoțitoarei Marie. Fecioara Maria, arătată Sfântului Thomas Aleche, i-a oferit un vas în formă de vulturi cu aripile deschise și uleiul mirul, cu care să ungă viitorii regi ai Anglii. Din acel vas va fi turnat ulei sfânt, mir, într-o lingură a ungerii, a încoronării. Acestea sunt panourile care vor despărți momentul ungerii de public. Vă spuneam de la începutul transmisiunii că nu vom vedea acest moment. Iată, în partea stângă, regele Charles este ajutat să dezbrace veșmântul de stat pe care l-a purtat până acum. În acea lingură se va turna ulei, care a fost deja pregătit, după cum am discutat mai devreme. A fost sfințit. Lingura ungerii e o lingură un pic ciudată. Cupa ei este despărțită la mijloc de o margine, posibil pentru ca arhiepiscopul sau cine face ungerea să treacă cele două, să treacă cele două degete, să moaie cele două degete în ulei cu care va atinge, trebuie să spunem ca asta să știe, cu uleiul sfințit va atinge capul, pieptul și mâinile. Da, forma crucii. Regele a rămas fără mantie deocamdată, a fost ajutat să-și dea jos, își va da jos și tunica stacojită de desubt și va rămâne în acel veșmânt simplu de care povesteați, doamna Mandache. Este ajutat să se dezbrace, după cum va fi ajutat să se îmbrace, exact, de membrii familiei. Și deci acea lingură pe care se va pictura mirul este cel mai vechi obiect din regal, este din secolul XII, care s-a păstrat. Și în acest moment ascultăm Side of the Priest. Oh.
fie mâinile tale unse cu ulei sfânt, fie pieptul tău uns cu ulei sfânt, fie capul tău uns cu ulei sfânt, așa cum regi acolo unde va primi și coroana. Pintenii. Primește acești pinte, simbol al răului. Se cântă psalmul 72 de către un cor ortodox. Numele Domnului Iisus Hristos, sofonul.